Bă, auziți, băi, avem 40 de milioane de views. Nu mai zic nimic. Cum, nimic? Vă uitați la mine, eu la voi. Astăzi când trag eu verdictul ăsta, așa, sunt după o zi, că noi lunea lansăm și verdictul și viața. Deci ieri am lansat verdictul, am pus verdictul mafioți amețite, vedete, whatever. Am avut verdictul politic, deci asta a fost ziua de luni, da? Azi e marți. Și seara am fost la Antena 3, unde am rupt în gură. Voi când vedeți că eu sunt invitată undeva, știți, celelalte televiziuni, schimbați repede program. Schimbați-vă aia, pune și voi mira, ca să nu pierdeți tot cașcavalul. 2. Deci ieri am avut verdictul politic cu celelalte verdicte, cu aplicația, deci cu contentul de pe aplicație, cu ăla de pe social media pe care fac ceva. Pentru că fiecare content e separat, nu-l implică unul pe altul, nici la views, nici la nimic. Deci am avut peste 1 milion de views numai pe astea, fără audiența de la TV. Deci, adică luni, toată lumea s-a uitat doar la Dana Budeanu dimineața până noapte. Că n-ai cum să faci, nu? Am calculat bine, mă? Să fac calculele astea? Ai făcut și tu vreodată calculele de astea? Și mă, și tu pe cineva așa? Hm? Ai visat, bă, vreodată? Să lucrezi? Da? Când? Acum 5 ani, mă, când m-a sunat pe mine. Nu m-ai sunat, eram pe culoar. Așadar, astăzi, dacă ne uităm unii la alții, ne gândim la așa, ăștia șmecherii de până oraș, mafioții și amețitele astea pe care nu le percep eu așa, știi? Și noi ăștia fraierii care nu ne drogăm. Ce? Da, mă, ce este? Și noi în țara asta de sclavi, niște drogași, niște drogate, care, vezi, Doamne, ne ocupăm cu drogurile. Mafioții care se droghează și amețitele care se droghează și întâi așa, știi, sunt gen. Știi, și... Știi, și am au găștii lor astea așa și aia care nu se droghează de că nu sunt, știi, nu sunt cool, nu sunt, așa. Și și aia care beau și fac șpriț sunt vechi. Ca? Da, adică e mișto să te rogheze, mă. Și cu ce? Perete? Cu ce vă rogați, mă, voi în România, băi, închipuiți dracu? Hm? Și mă, pe mafiuții care se văd pe narcos pe alea, ei o verifică întâi coca să vadă cum e. Coa? Verificați coca voi? Adică ce coca verificați? De unde sunteți voi acești verificatori de coca sărăciile, dracu? De unde știți, mă, voi calitățile de coca? Calitățile de coca din România? De unde, dracu, știți voi calități de coca? Noi suntem în România, sărăciile, dracu, ok? În România, sunați și voi, sunați la milis. Dar de ce nu sunați voi la milis, întrebați? Băi, alo, milis, milis de droguri. La noi, în România, există droguri mișto? Sunați și voi la milis. Că știți, șmecherii, ăia care au văzut lumea asta, care au văzut mapamondul, știți? Ăia, da, ăia care se droghează, știți? Pe mapamond, ăia. Ăia de nu se droghează în România. Că ea știe că e proastă marfă. Ați înțeles? Închipuiți-i drecul care vă retrage să... Scuză-mă un pic, știi, mă. Vino aici, nebunule, că tragi doctor Oetker pe nas praf de copt. Vezi că ți-a rămas aici, ai praf de copt, ce ai tras? Zahăr vanilat? Băi, nebunii drecul care... Un pic, scuză-mă un pic, mai hai frățioare, până la baie să ce? Să tragi de pe capacul de la veciu, tragi nebunule pe masă la cum ai la Miami, așa e? Ce să știe nebuni ăștia? Trag pe masă, în club, direct, pe față. Unde te vă ascundeți? Nu sunteți ăștia drogați, șmecherii, curului? Vezi că ți-a dat mătă 100 să-ți iei. Te droghezi pe banii lui mătă. Ca să te droghezi, ca să tragi pe nas, nu ca să te droghezi. Că de drogat, tu ai borcanul de vopse pe balcon. Mai aveți, da? Deci ca să te droghezi, săracule, în primul rând trebuie să fii foarte, foarte bogat. Mm? Ok. Sau să fii un rockstar, ceva, Mick Jaggerule. Păi ce bază vă drogați, mă, voi? Și voi și p***.
Pe ce bază vă drogați? Pe ce bază vă drogați? Suntem, știi, cam așa niște, știi, adică eu nici nu pot fără, știi? E starea mea acum, știi, în fiecare zi trag un gram. Ce? Vezi că e cretă. E, e carbit. Carbit e BCA. Știi BCA? Da, nu se fac bine și îți dau ție, că ești p***. De unde știi? Știi, e bună, frățioare, am eu marfă care îi aduc. Bă, voi vă dați seama că voi toți, sunteți hamsteri la ăștia de la Antidrog? Ce, stuită la voi, bă, și râd de voi, de niște măscări și de fătălăi care o ardeți voi cu drogurile, cu traficul. Care trafic? Vezi că suntem pe uliță într-un sat, pe dreapta dintr-un canal. Aia suntem noi. Tu există. Da, suntem niște săraci. Pe ce bază vă sunteți voi? Cine dracu sunteți voi, mă, că să vă drogați? Vezi cum arătați? Păi banii de un gram de ăsta, de-al vostru, vă adunați în 2-3 săptămâni. Eu pot am vreo 500 pe lună să adună mai pe asta. 500 de euro, adică? 500 de euro pe lună? Păi, cum e că 500? Păi și mechile care îți droghează 2-300 de mii. Puneți să zici 500? Dar ce trageți? Ce luați? De la Mega? Sau de unde luați? Ce e 500 de euro? Ce costă 500? Pe lună? Adică ce înseamnă? Vă zi drogați? Asta așa știi, mă, așa sunt așa din oraș, știi, când merg la club. Știi, și și amețitele astea care oricum ele, știi, ei împreună sunt doar, sunt și de asta uniți. Și sunt, oricum sunt mai nebuni, știi, adică trag și după aia, știi, au niște de-astea și că fac așa sex, ce? Vezi cum s-a sculat? Doamne, tot, nu, ai adormit de fapt, știi, dorm, scoală-te, da, dorm, nu, și rup, știi, și a doua zi, mă, știu ce am făcut, nefânit, nu s-a împrimit, nu, puneți-vă camere, în cameră, camere peste tot, ca să vedeți cum s-a împrimit, nu s-a împrimit, mă, ne-am rupt aseară, știi, și am, sunteți niște săraci ratați, toți, niște sărăcii ratate, ați înțeles? Toți sunteți niște sărăci. În țările sărace, cum sunt astea, sărăciilor, da? Aia care se droghează sunt cei mai proști din parcare. De ce? Pentru că ies niște sărăci și îi droghează numai pe depresie. Ok? Mick Jagger conducea lumea. Lumea. Da? Ce vine de iubit, ăia erau șefii la lume. Sunt și acum, 80 de ani. Sunt șefii la lume. Da? Ăia trăgeau o linie, ăia așa fac, știi? Ăia trag un gram odată, nebunilor. Nu fac 16, vezi că ai făcut 16 linii, tu n-ai văzut un filme, dacă tu stați la filme. Fac două linii, cu blecul, nu cu cardul de la sel gros. Cu blecul fac, cu blecul, da? Știți ce e ăla? Nu știți, e pe nouă linie, așa. Da, și ăia trăgeau frumos o linie și după aia făceau 4 piese și 150 de milioane în cont. Da, că doar ăia, știi, de-aia ai voie să te droghezi. Da, când ești foarte bogat, știi, ai voie să, când ești o sărăcie care nu produce nimic și care îi cer umăta 300, n-ai voie să te droghezi, știi, și așa sunt, așa sunt plebea, știi, de drogați, care merg pe la cluburi și așa, și mai sunt ăștia noi, ăștia care sunt deștepții, ce? Da, sunt puțin hipster așa și iau că au văzut ei într-un film și iau Adderall. Cum? E asta care, pentru că nu știm și cu bursa, știi, zice, eu sunt cu bursa și trebuie să ia pentru că să le meargă creierul, știi, și să te ajungi cu milioanele și ai 300 de euro în cont, 300, deci nu mai lua Adderall, că e ceva rău, se întâmplă, e sărac, da? Și au văzut ei în ăsta, știi, și Adderall și vezi că ăla nu e Adderall, e Aurolac, aia e tot, dar tu știi, ai intrat în vopseaua aia care a rămas de la geamuri, pe balcon. Aia e, ți-ai pus aia trajunista, nu e ce zici tu, eu nu fac de-astea, eu fac numai cu Adderall. Vă fiți atenți aici. 1. Să o luăm așa de la țăranii, după părerea voastră, care dacă beau și pris sunt de în vechi și șmecherii care sunt ei... bogați și trag pe nas și iau pastile și au și combinații și se droghează și copiii lor de la 15-16 ani.
Am tras ceva seară și asta, copilul, deci copilul mafiotului care se vorbește tot așa. Voi sunteți niște despre voi. Vă spune Dănuț așa. Râd toți ăia care sunt și șmecheri în România, adică 2-3, plus tontantei drogu, plus miliția. Ăia care credeți voi că vă acoperă pe voi și cai vers pe pereți pe care îi aveți voi în cap, vă consideră nu niște fătălăi și niște fraieri. Voi sunteți nu cobaie, nici n-am cum să spun. Bă, păi tu știi, bă, e la care se uită miliția de după geam. Ăla e geamul, știi, tu nu știi că e miliția de după el, știi, și ăla e un perete, știi, ăia te văd pe tine, ăia sunteți voi. Voi sunteți niște părâți, niște sărăci, care nu știți nimic și de capul vostru niciodată, ever. N-ați văzut în viața voastră șmecherie, n-ați văzut, credeți că ați fost pe la Ibiza, vezi că este la Ibiza. Au fost ei pe la Ibiza, pe la alea, au văzut ei cum fac ăia pe ea. Vezi că l-a trage de pe ea, tu ăla care-i 40 de milioane. Tu tragi de pe WC-ul, din club, de pe WC-ul, de pe WC-ul, tragi de pe WC-ul, pe WC-ul. De pe ghiuveta aia pe care o flecmat aia, de acolo o trageți voi. Păi bine, normal, eu doctorul cred unde se trage. Pe WC-ul, aia e. Și aia mă, și ies cu asta al meu acum, să-mi dea și mie asta. Am revins, am avut o zi așa, mamă, și pe aia, știi, bă, m-am tăiat un pic pe aici, știi. Că ai meu divorțat, știi, și... Bă... Bă, știi câtă bătaie meritați voi, mă? Voi trebuie să fiți reținuți așa la vreo 2-3 zile, bă, și bătuți. Da, 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 eu sunt de acord cu asta. Da. De ce? Pentru că voi sunteți niște gunoaie patentate. Eu n-am nimic. Toată lumea poate să... Eu n-am nimic. Atenție. Conteze ce nu fac eu. Eu n-am nimic. Nici cu ei care fumează, nici cu ei care trag, eu am cu gunoaiele, eu n-am cu șmecheri, eu n-am cu oamenii asumați, eu n-am treabat. Voi nu sunteți, voi sunteți niște gunoaie, niște p***, efectiv, toți, 99.9% dintre ăștia care trag, care, și eu știu, 99% dintre ăștia din oraș, care cred ei că droghează. Drogurilor cum sunt făcute exclusiv pentru rockstars, și gods, nu faceți parte, sau pentru gunoaie. Consumul de droguri este experimental, excitant, mind-blowing, pentru cine are mind și spirit și s-au născut la muzică, la ce vreți voi, la capodopere. Pe consum. Și asta e o categorie a genialilor. Nu putem să intrăm în amănunte, că trebuie să ajungem departe. La Morrison, la... chiar și pe la Iliade. Dar nu, sunteți departe, nu aveți cum, că nu sunteți. Și restul, toți restul, sunt gunoaiele. Ok? Drogații se împart în două. Între genii și gunoaie. Gunoaiele nu-ți droghează. Nu. Gunoaiele sunt în gunoi. Și cred că asta e o șmechere. Da? Îmi dau și eu acum. Vreau să-mi dau un knockout asta. Vino că-ți dau eu. Vreau să-mi dau un knockout asta. Să o pasta mica mea, să ne facem pilaf acasă. Vă dă fă eu pilaf. Și că-ți dai un loc, că s-a terminat. Și gratis, tu dai gratis, nici nu mai dai o sutică. Pac, că-ți dai un pac, și s-a terminat. Knockout. De la ce vă dați, nu, că n-aveți viață? Voi n-aveți nimic. Voi aveți blugi, Adidas, o p*** care a divorțat măsa și își face 2-3 crestături pe picior. Aseară, nici nu mai știu ce mi s-a întâmplat. S-a întâmplat? Păi, mă rog, hai că după aia zic ăștia, că nu știu ce. Că zic eu, că whatever. Să citiți un articol fenomenal
Despre Coca-Cola, cred că a fost scris unul și în România de către Adrian Pătrușcă, despre până când în cola era cocaină. Nu știu, astăzi nu mă pronunț, nu-i treaba mea. La un moment dat, coca din cola, adică, după 1900, nu știu dacă după 1910, parcă nu mai știu exact, am istoria, e chiar superbă, o să o pun pe aplicație, și a cocainei și a felului în care aceasta a intrat realmente în societate. Este o carte superbă. Și... Nu, eu n-am nevoie, că vorba lui Dali. I don't do drugs because I am drugs. Și cum la un moment dat s-a scos coca din Coca-Cola. Și de ce și cum? Așa se spune că s-a scos. Și că a fost înlocuită cu zahăr. Citiți. Nu mă pronunț eu, dar citiți. Că este extrem de interesant. Nu v-am înjurat, am zis să citiți. Nu e o înjurătură. Citiți înseamnă carte, adică să iei cartea sau să te intri pe și să cauți să citești. Așa, să revenim la fraierii ăștia care se... Ce? Ai zis ceva? E mărmurită. Ce, n-am voie să vorbesc, să te rogați? Ce sunt niște... Ce te rugați? Ce? Fătălii ăștia care se drogează de aia, de, mi-ai zis, auzi și tu, conversați, ăștia, plăpânzii ăștia care se drogeze, care credi că se drogează. De aia care știi că, nu știu, nu-mi plac cum a venit, așa m-a stropit și... pe mine tot timpul mă ciupesc în țarii, sunt singur, bă, dacă eu sunt într-un drogan sau într-un loc, pe mine mă ciupesc toți, știi? Bărbat care vorbește așa. Pe el ciupesc în țarii. Mă, deci foarte n-a. Deci toată noaptea m-am scărpinat. Bine și maica mea la fel, că noi avem aceeași grupă de sânge. Taci, mă! Gata! Taci, că-ți rup gura. Cum? Și mama, apoi... Bă, taci! Un bărbat nu vorbește despre țânțari. Am și eu, aici, cred că oricum, cred că... Auzi, crezi că m-a ciupit țânțarul aici unde am făcut? Am făcut-o, bă, nu știu de la ce mi-a ieșit. Cu percut. Există! Urici pe bubițe, am tot timpul fac și ieri am făcut când, bă, am avut așa ca o urticare, am fost și am mâncat ceva și mi-a fost rău așa, știi, ieri toată seara și... Fătălăii care merg la restaurant și pe aia răuți un pic, bă, fie aici, dacă ai făcut toxinfecție, rămâi în baie, te încui, dacă vine aia la uci, nu mai deschizi ușa, până când ai căcat tot din tine, ai pișat 3 zile și 3 nopți, eu nu vreau să știu că tu ai toxinfecție, ai murit, nu mă interesează. Să mori în cadă, acolo, stai, vomită, fă, numai fătălăii fac toxinfecție, nu există. Bă, fient aici. Femeile nu trebuie să știe că tu ai făcut toxinfecție, nu există. În secunda în care ai simțit că te ia, te-ai mutat de acasă. Du-te, drept! Ce am făcut? Mi s-a făcut așa rău, nu știu ce am mâncat, cred că am mâncat icrele alea. Taci, drept, din gură, taci odată! Ce bărbat face, mă, toxinfecție? Ce bărbat? Bă, dacă ai vânat vreun mistrii și ai mușcat din el, înțeleg. Da, bă, ok, ești ok. Am grijă de tine. Nebunule vânător. Bă, da, dacă tu ai fost la un restaurant, am mâncat niște paste și am picat atât de greu, ți-a picat greu? Păi vină cu asta, ți le scot. Ți-au picat greu? Păi dă-și să-ți dau mâna să le vomiți. Bă, găzici, bă, lasă-mă în pace, nu vreau să aud. Mi-e rău. Ți-e rău? Am mâncat ceva. Și se întâmplă? Eu am și chestia asta de când am avut cu Bila. Ăștia care ei au ceva cu scobila. Ce mai zici pe mine? Nu mai spuneți la femei! Eu am o sensibilitate, că n-am bilă. Adică eu ce să-mi imaginez? Că tu n-ai un maț acolo, ți-a tăiat din maț? Și ce să spun? Și că vezi că poate ți-a tăiat și un între timp, ăla, că ăștia care își scoate bila își scoate și un îmi confundă. Eu am avut o simbă, știi? Și de-aia am și aciditate acum mare. Ești și pe aia cu aciditate? Am aciditate la stomac. Ai aciditate la stomac? Okay. Și? Ce trebuie să facem? You can die, pur și simplu. I don't care. Nu mă interesează. Mă interesează că ai acitate la stomac. Am simțit, ieri am fost așa, asta mi-a fost ea. Da, deci atenție cu cine nu merge. Deci, cu cine să mai vedeți? Deci, și oricum sunt vedete 100% ăștia care de care. Am fost aseară, băi, auzi, alo, ce faci, bro? Ce faci, bro? Băi, ce mi-a răsut mă ăla? E foarte mișto, că e un balsam. Și ce balsam folosiți? Mafioții care se întreabă între ei, întreabă alt mafiot,
ce balsam folosește nevastă sa, că i-a plăcut foarte mișto, foarte plăcut mirosul, foarte mișto. Ce ai zis? Vino cu așa. Ce? Vino mai aproape. Vino mai aproape. Ce mă? Ce balsam folosești? Ce balsam? Nu folosesc balsam, folosesc băta de baseball. Când spăl. Vino cu așa, ți arăt. Vino să-ți arăt. Ce balsam folosești, bărbat care întreabă asta. Foarte mișto, mi-a plăcut foarte. Bă, dar se și simte. Se simte? Cum se simte? Mole? Mole cum ai tu? Atât. Se simte așa, știi, confortabil. E așa... Îți dă și o senzație din astea, bă, și bine, noi acum ne și organizăm cu dressing-ul. Și am luat niște umerașe din astea, bă, am găsit niște umerașe cu nevastă mea, am stat aseară și am căutat pe Amazon și am găsit niște umerașe, bă, sunt practice, le știi, mă, pe alea subțire, așa, care poți să bagi multe în dressing? Vezi că ți-au căzut dinții din gură de la un pumn, eu ți l-am dat. Adună-i vedea pe jos, acum, în timp ce vorbești despre umerașe, umerașe, practice, asta e conversație, mă. Asta e conversație, nebunule, care mai trece pe nas. Vezi că vorbim despre balsam? Lasă drogurile, care droguri? Nu vă mai drogați, nu vă mai drogați, că vorbiți despre balsam. Ăștia care se drogează, ăștia vorbesc de ăștia sunt ei. Fii când auziți pe unii de ăștia că încep să vorbească despre... Am schimbat mânerele la toate dolapurile de la bucătărie, am schimbat, am fost la Ikea și am luat la toate, bă, și am schimbat așa foarte mișto, bă, mi-am zis, ăia se drogează. Păi n-ai cum, când iei doctorat, ce să gândi? Pleci direct la Mega, nu există. Ăia se drogă. Tot când tu i-ai auzit pe ăștia, mă, vorbind aiurea, ăștia, care îi doare stomacul, care îi drogează. Păi ăștia drogați. Ăștia trag cu doctorul. E clar, nu există smart 2. Când vezi smart 2, ea nu. E nu că se ucizi. Ai înțeles? Smart 2-ul care ajunge să se drogheze e un fătăru. Șmecherii n-au nevoie de droguri. Păi Pablo Escobar era rupt în gură de drogat? Răspunsul vă spun eu, nu. Nu. Thank you.